este de canto. Să-mi cânti cobzar, bătrân, ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, căci vin ți-i da și bani ți-i da și haină de pe mine. Apropo, eu eram mic, am dat 3 goluri la rând. Nu cred. Am și dovadă, iar mama m-a filmat. Ia-n rata? Wow, cu capul! Da. Uite cum ți-a reușit. Nu e ca la Messi, dar oricum e bine. Opa, băieți, deja ați început oră de canto fără de mine? Ei, așa un pic, vrem să învățăm o piesă nouă. Și vrem să luăm nota 10. Ia, mișcați-vă voi la tifondiarele voastre. Așa, asta. Dar ai toate piesele cu tine? Am. Și vă reușește? Nu reușește? Dar ce ai acolo sub nas? Cum ce am? Mustață? Deja îmi crește? Dar vouă, prichindelor, încă nu? Ce mustață? Aceea nu este adevărată. Este lipită. Nu te băga la mustața mea. Nu ai? Stai acolo și invidiază Molcom. Voi mai bine apreciați ce papuci a cumpărat Badea. Adidas. Cine poartă Adidas este mare star în sat. Eu știu alta. Cine poartă Adidas are muci la nas. Ai vrut să spui mustață? Stai puțin. Mie mi se pare ori este desenat acolo Adidas. Nu-i desenat, așa este. Ba nu sunt adevărate. Uite cum a desenat liniile. Nici nu sunt măcar drepte. Știți ce? Sunt original. E ultima colecție. Mama el mi-a cumpărat. Da bine, bine, te credem. Ia loc. Gata, văd deja, e clar. Și de unde l-ai? Apple Watch. Ultimul model, rezistent la apă și cu cartelă SIM incorporată. Trebuie să-i spun lui mama să-mi cumpere și mie. Și chiar este rezistent la apă? Nu cred. Hai să testăm. Bine, ce să testăm? Eu iar am testat și rezistă la apă. Gata, tu iarăși ne minți! Nu vă minte, rezistent la apă, vă spun eu! Atunci arată! Ce să-ți arăt? Că e rezistent la apă, bagă-l în apă! Bine, hai să-l bag! E rezistent! Asta-i cana, iată ceasul și fiți atenți! Eu v-am spus că este rezistent la apă, e rezistent! Priviți atent! Chiar îl bagi în apă? Ei, dar de ce așa de rapid? L-am băgat în apă! Ia privește, vezi? Funcționează! Gata! Ei, nu-i ceas din ăla care e din noț sub apă, care trebuie să stea mai mult timp? Da! Da, dar l-am băgat în apă suficient! Bagă-l un minut, altfel nu te credem! Ce fel de prieteni am eu care nu te cred? Un minut! Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece... Ei, prea repede în lume! Gata, ai de ajuns! Ia să vedem! Nu funcționează! Mi-a stricat ceasul! Sau tu ne-ai mințit că e original? Nu te-am mințit! E fake! Da, de unde l-ai cumpărat? De la Talcioc? Nu-i fake, e ceasul adevărat! Probabil prea mult am ținut în apă. Da, tot e adevărat la tine. Și adidașii, și ceasul, și mustățile astea, și lanțul ăsta de la gât e fake. Ce fake? Ăsta mi l-a cadonat un prieten. Este lanț de titan care nu se rupe nici ruptul capului. Da, da, Ian, fă așa, știi? Bine, uite, e rezistent. E rezistent, ai văzut? Mai bine scoate-l și noi să-l verificăm. Hai, că nu te mai credem. Nu mă credeți.
la mine credincioși amândoi. Lasă că verificăm noi chiar acum. De aici ține și trăgitoare. A, mi-a trăplată! De unde l-ai cumpărat? Este din aluminiu sau din ce? Nu e aluminiu, e din titan. De la piața centrală? Este din titan, așa mi-a spus prietenul meu. Este din metal foarte rezistent. Mi-a țărut totul. Auzi, el totul este fake. Numai cu minciună umblă. Da. Rămâniți voi aici singuri și puneți-vă mustață, mucoșilor. O, ți-ai făcut proștie? Da. Și unde vrei să nimerești? În vrăbiuțele alea de acolo. O, dar nu e bine în vrăbi. Mai bine să nu împuști. Mai bine... Stai că mi-a făcut o altă țintă. Unde? Deasupra la mașină. Pe mașină? Da. Dar nu e bine, a cui e mașina aceasta? Nu știu, dar nu lovim. Am făcut asta de multe ori. Mai bine? Ai văzut? Mi-a reușit, vrei și tu? Nu, mulțumesc. Eu nu vreau să fac probleme. Nici ție și nici mie. Demonstrează că ești prietenul meu adevărat. Hai. Eu mai bine renunț. Joacă-te tu mai departe cu ea. Ești o fricoasă. Așa sunt toate fetele. Sunt fricoase. Încearcă o dată, hai. Și dacă nimeresc în mașina asta? Și ce dacă? Mai. Păi o spargem. Și? Sigur? Da, hai. Uite, mi-a reușit. Am zis eu. Ia să încerc acum. Interesant, dar și riscant. Și? Păi nimerit o mașină! Cine tu? Unde iese cineva din mașină? Tu rămâi aici! Mircea! Uite, cum a fugit! Tu ai dat cu piatra mașina mea? Nu! Stai, ce ai acolo? Ce ai scurs acolo? Proștie! Mincinosul! Dar nu eu am făcut-o! Unde sunt părinții tăi? Unde sunt părinții tăi? Acasă! Haide-mi la ei! Mereți unde ești! Tu știi cât costă până prins la mașină? Mereți să ține căștile? Uite că sunt... Ok! Mulțumesc frumos! Mi-au fost de ajutor! Mi-a fost de ajutor foarte mult aseară! Mulțumesc! Cu plăcere! Oare este acasă Luminița? Ah, bine că mi-am amintit! Ieri am făcut live cu căști de la iPhone. Căștile care ți le-am ții ieri. Da. Poți să mai folosești dacă ai nevoie. Nu, mulțumesc. Este suficient. Ok, dar să știi, în orice moment le poți lua de la mine. Salut, Luminița. Salut. Voi erați. Hai, intrați. Simțiți-vă ca acasă. Luați loc unde doriți. Mulțumim. Aici sunt frățiorii mei. Se joacă. Salut. Stai un pic! Dar geanta aceasta nu e mea! Da, este a mea! Uite că scrie aici! Dumitru! Dar eu uitat să ți-o dau înapoi! Doar o singură dată am folosit-o, când mi-ai dat-o tu atunci, ți-amintești? Am uitat când ți-ai dat-o, dar deja de vreo 2 ani de când o caut! Da, atunci, când veneam de la școală! Nu știu când veneam de la școală, dar eu țin foarte mult la ea! Tata, la ziua mea de naștere mi-a cadonat-o! Și m-a tot certat. A zis că am pierdut geanta și unde am dus-o. De asta nu știam. Aceasta este cartea pe care ți-am împrumutat-o cu un an în urmă. Mai ții minte cum am primit nota 2 la limba și literatura română? Pentru că n-am făcut un rezumat pe ea. Te-am așteptat pe tine să mi-o dai. E cartea ta? Dar eu mă uitam, de unde o am? Chiar ai luat 2? Dar eu nici n-am reușit măcar să o citesc. Dar atunci, de ce o ții aici pe ladă? Eu cu ea prind muște. Căruciile mele! Ți le-am împrumutat la desen, tot cu suport. Poți să le iai! Frățiorii mei au desenat cu ele și au uitat capacele deschise. Deja sunt uscate. Atunci, ce să mai fac cu ele? Apropo, mi-am amintit. Stai, Mircea, să-ți restitui ceva. Unde era? Aici? Uite.
бокса. Боксом мне преферату. Да ты че мерчи? Если ты скаркату? Ба, ну, есть и дефекты. Кун дефекты? Кончардату и рановнуцу. Поймал и там шиел. София Арс один магазин. Син минтик и ранову. Пойди, че на меня это тот мунч? Урести твоё на магазин. Ты гаранти. Поймал фоноси тоди катева горь. Ну и Арс один тот. Че то там я здесь? Ка ну мы им купили немиг. Им кауза очистый бокси. Хоу! Și ce ăla mi-a este la tine? A, da! A uitat să ți-o întorc! Scuze! Alo? Da? Eu sunt la Luminița! Da! Ne mai distrăm un pic! Da? A, floare? Doi ani în urmă? Bine, cu și-o întreb! Da, hai! Doar de data aceasta ce s-a întâmplat? Mama mi-a spus că ți-am împrumutat ție o floare, ca să-ți ia de acolo puieți ceva. A, da, dar nici nu s-a făcut, nici nu s-a prins nimic. Floarea voastră e acolo, pe noptieră. Poți să o iai. A, ce asta? Vai, cât e de frumoasă! Mama a luat de la ea semințe din Olanda. Nu știu de unde sunt semințele, dar la mine nu a crescut nimic. Și am vrut să mi-o păstrez pe aceasta. Într-adevăr e frumos. Ce aromă. Da, totuși trebuie să o duc la servis. Auzi, Luminița, dar pe aici, pe la tine, oare nu mai sunt florile noastre? Ba, nu mai sunt. Mi-a luat totul din casă. A rămas fără nimic. Hai, Mirisa, ajunge-mă! Nu, Mirisa! Mi-a trecut! Mircea, Mircea, hai, Mircea, hai! A, de nu te cuși pe tine! O, dar așteaptă-mă! Sunt locul doi! Stai, Anuț, nu te băgă aici! Mirisa, mai încet! Mai că mă ajung și eu! Oho, doar eu? Stai că vă întrec imediat! Perfect! Pa, pa, Mirisa! Bine ne-am distrat! Dar eu trebuie să plec acasă. Mă scuz, Luminița. Da, dar trebuie să duc geanta, după aia mă duc la sport. Hai, pa, pa, tuturor. Dar eu trebuie să duc boxa la servis. Nu tot. Dar eu trebuie să plec acasă cu cartea și cu ghiozdanul, să o citesc. Da. Bine atunci, hai, pa, pa. Pa, pa. Papa. Mulțumesc că ați intrat. Ionuț, ei trebuie să plece. Bine, hai, pa. Pa, Ionuț. Trebuie să plec. Hai, ne vedem curând. Bine că nu și-au amintit de Nintendo. Am cu ce să mă joc. Vrei și tu? Hai împreună! Zgârciții! Hai, intră! Vino aici! Hai să faci temele! Eu am pregătit deja și cărțile și caietele. Wow, ce frumos e la tine! Asta ce este? Radio? Poți să văd? Desigur, poți chiar și să-l pornești! Nu, nu-l pornesc, doar mă uit! Uai, e din ce la vechi! Da, și la mine bunelul a avut unul, uite, atât de mare. Se numea? A uitat cum se numea. Hai, ia loc aici. Eu voi începe cu matematica. Ține, Ionuț? Uite, dar eu fac la biologie. Așa. Totu' ce? Umbli cu abecedarul? A, nu, este pentru frățiorul meu, l-am luat și eu așa, din greșeală. Seamnă cu cartea de biologie. A, păi aici râs! Dar eu vă căutam prin toată casa! Stai puțin! Dar cum ai intrat tu în casă? Și cine ți-a deschis poarta? Cum ai ajuns aici? A, păi a sărit gardul! Și apropo, am văzut la tine poștă un plic și scria că e de la bunica ta! Și văd că și l-ai deschis. A, păi era scris că ea vine peste 2 săptămâni. Dar mai departe nu am înțeles. Pentru care am scris caragios?
dar tu știi că nu ai voie să citești scrisori străine. Păi cum străine? Noi suntem prieteni. Dar scrisoarea era pentru părinții mei. Bine, hai, eu plec până la baie și imediat ne apucăm de teme. Melissa este în stilul ei. Vedem în cât timp vine. Da, a sărit poarta. Luminiță, de unde ai luat acest grei fruct? E foarte gustos. L-ai luat din frigider și l-ai curățat? Păi, bunicul lui tata și așteptăm oaspeți. Dar să știi că a fost foarte gustos și să le zici părinților tăi respect din partea mea, este foarte delicios. Poate vii să facem temele? Și nu mai cotrubui atâta prin casă. Da, imediat vin, plec să mă spăl pe mâini. Mai bine îi propuneai să șteargă mâinile cu un șervețel umed. Iarăși umblă pe undeva. Într-adevăr. Și apropo, cât e 5 înmulțit la 4? Cum? Tu nu știi cât e? 20? Aha, dar eu credeam că e 25. Gheorghe, dar normal, da! Ce? Tu ești cu telefonul lui mama? Stai că cineva mă încurcă! Taci odată! Da. Cui suni da. Tu? De pe telefonul lui mama! Da, taci, că imediat termin discuția! Cum? Cheltui toți banii de pe cont! Hai că aici este o prietenă. Oprește. Care nu-mi dă voie să vorbesc! Hai, pa! Ce cu tine? Mai avem încă puțin și gata, terminam, dar tu mă încurci! Știi ce? Dă telefonul încoace și nu mai pune mâna pe nimic! Păi dacă zici că e lui mama ta, haide să-l duc înapoi! Încă un pic și explodiez! Păi de ce ai dat telefonul înapoi? Ea caută motiv ca să se mai pline prin casă! Luminiță! După oglindă de acolo din hol, am găsit un safiu imens! Ce este acolo? Nu este nimic! Nu mai umbla pe acolo! Melissa, hai să ne așezăști la masă și să facem temele, Melissa! Hai odată, lasă tu în pace și nu mai chiar cotrăbâi prin toată casa! Auzi ce zice? Hai, vină încoace! Gata, am înțeles! Revin într-o secundă! O secundă la ea e 10 minute! Lumi, am aflat! În safiu era acest inel! Ce tare! Și ce frumos! Cum ai aflat? Cum ai deschis safiul? Dacă află tata! Dar Cotul, l-am aflat dintr-un carnet! Acolo în biroul acela lui tata tău! Melissa, încetează! Sau te liniștești, sau te alung acolo din casă! Și apropo, dă inelul înapoi! Și nu mai părăsi această încăpere! Gata, e loc la masă cu noi! Bine. Ce schi safiul? Vrei să hai aloc? Ia la robotică. Și hai să facem temele. Ce este acolo? Ce are luminița așa de interesant? Plec să văd. Liniștește-te, Melissa, și nu mai umbla pe nicăieri. Melissa, nu umbla. Melissa, ți-am spus și luminița să nu umbli. Ce? Iată așa pățești când îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Dar ce interesant! Este alubânielul. Se rotește! Da, se rotește, lasă-l aici. Dacă l-a pus aici, înseamnă că aici e locul lui. Te interesant! Eu, Luminița, am încercat să-i explic, dar n-ai cu cine vorbi. Melissa, te rog frumos, așează-te la masă. Luminița, tu nu cumva poate ai scoci să o scucim de scaun. Știi, e o idee bună. Altfel cu ea nu ai cum să vorbești. Gata, Melissa, pentru tot dezastrul pe care l-ai făcut aici în casă, trebuie să ne faci temele la robotică, la matematică și la română. Mircea, prinde! Wow! Și? Cu asta eu mă joc! Bine că am prins-o! Am dat plătare! Deja este rândul luminiței! Hai, liberează locul! Poftim, Lumi! Mulțumesc! Ține-te, Mircea! Hai!
Hai, Mitea! Hop! Hai! Hop! Mitea-i pierdut, acum eu! Ce lovi? Hai, tati! Oh! Eu sunt prins mingea! Wow! Ai bătut-o prea mult așa în sus! Te rog frumos, nu te supăra, dar deja este prea târziu. Trebuie să plecăm. Da, într-adevăr, ne-am luat cu jocul. Hai, mai venim noi și altă dată. Dar vă aștept la mine deja. Într-adevăr, e târziu și mi-este somn. Hei, dar hai să mai jucăm încă o oră, două. Încă nu am seara prea tare. Da, dar... mâine suntem la școală, Mircea, și nu o să putem să ne trezim. Hai mai bine să vii în weekend. Dar atât de mult am vrut să mă joc la tine la calculator. Eu nu am acasă. Nu știu cum tu, Mircea, dar noi trebuie să plecăm. Apropo, Mircea, nu știu dacă vezi, dar afară deja înserează. Și ora e târzie. Pa! Pa! Ne vedem data viitoare! Hai să încercăm, așa vreo jumătate de oră, mi-e somn tare, dar tu să te joci, hai! Hai, încă jumătate de oră putem să ne jucăm! Mircea, de apropo, pe tine nu te așteaptă acasă părinții! Cam e târziu, deja e noaptea, înseara bine! Nu, calculatorul meu s-a stricat! Și tata a zis că pot să merg la prietenii mei să mă joc. Bine. Tu ce, mă culc? Culcă-te. Când termin această rundă, îți spun. Să mă trezești. Da. Eu chiar mă culc, să știi. Să dorm. Bine. Mircea! Ce cauți tu aici? Stai, încă puțin, încă puțin și termin nivelul ăsta. Care nivel, Mircea? Tu ai stat toată noaptea! Uite, fii atent! Afară deja e dimineața! Dar mie nu mi-este somn. Mircea, hai că târziem la școală! Ridică-te, gata, te ajunge! Hei! Ia mâinile! Hai! Am plecat la școală! Mergi! Nici măcar nu mai lăsați să finisez runda. Care rundă? Doamna de matematică ne va pune absență. Hai mai repede. Wow, câte tipuri de prieteni există. Ce înseamnă experiență de viață, Mircea? Dar voi dacă mai știți tipuri de prieteni, vă rugăm să ne scrieți. Iar noi în vlogurile următoare vom încerca să imităm.